În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Iubiți credincioși, duminica de astăzi se numește în mod, pentru mine personal, în mod providențial, duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Eu am promis de Flori că voi veni aici de hram. Pe 29 iunie însă am avut o altă ascultare de săvârșit și aș putea numi duminica de astăzi duminica de după Flori, pentru că este duminica în care, iată, ne-am adunat aici. Este o duminică cu totul deosebită, pentru că ea ne învață ce înseamnă timpul și spațiul. Ați auzit, spunându-se despre un lucru întâmplat mai târziu decât se aștepta toată lumea, zice, a treia zi după Scripturi. Este o expresie, o exprimare. Eu însă toată săptămâna m-am gândit la această exprimare, pentru că m-am gândit ca nu cumva să-mi scape ceva vis-a-vis chiar de denumirea bisericii duminicii de astăzi, și anume duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Nu vreau să-mi scape nimic, pentru că țin foarte mult la înălțarea Sfintei Cruci, pentru că ea ne arată, cum am spus mai de mult, și un model de viață, ne arată pe unde să mergem, și așa cum v-am mai spus odată când am mers prima dată în Paris, m-a învățat cineva cum să mă orientez și a zis, nu vă orientați uitându-vă în jos, să vă uitați în sus. Și spre nord, din orice punct al Parisului, se vede Sacré-Cœur. Și știți sigur că acolo este la Butte, știți sigur că acolo este Montmartre. Dacă vă uitați spre sud-est, veți vedea Montparnasse, o clădire foarte înaltă. La sud-vest veți vedea Tour Eiffel-ul. Și încet, încet am învățat să mă orientez în orice oraș, nu uitându-mă în jos, ci uitându-mă în sus. Despre acest lucru ne învață duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Nu este neapărat să ne gândim că este un timp, adică duminica luni a fost praznicul înălțării Sfintei Cruci, acum ne aflăm după. Ca timp au trecut 5 zile. Nu. Este vorba și de spațiu. Sfânta Cruce este aici și noi suntem după cruce. După înălțarea Sfintei Cruci, ne învață ce înseamnă valoarea omului. Deși poate că vor fi cârcotași, sunt sigur și sunt pregătit de critici, care vor spune că mă repet, îmi place foarte mult să vă aduc aminte ce este sau care este valoarea omului. Pentru că tema de astăzi este chiar aceasta la care m-am gândit, ce va da omul în schimb pentru sufletul său. Și m-am gândit întotdeauna ce poate să fie atât de valoros la suflet. Este, pentru că valoarea omului nu este aceea pe care ceilalți o consideră. Am spus și altădată și cu mare drag vă aduc aminte că valoarea omului este în esență ceea ce nu-i poate fura hoțul. Dacă un zugrav are ca valoare meseria lui, după ce îi fură cineva trafaletul, el nu rămâne fără valoare, rămâne cel mult fără obiectul muncii. Dar valoarea lui, neconstând în obiectul muncii, el oricând și în orice fel poate să-și facă loc în viață, orică reinventează bidineaua, orică găsește el o soluție oarecare, dar știe să dea cu var. Apoi spuneam că valoarea omului este tot ceea ce nu-i poate fura hoțul, pentru că hoțul poate să plece cu tot ceea ce avem noi prin frigider. Asta nu înseamnă că hoțul ne-a luat posibilitatea și aplecarea noastră și valoarea noastră de a fi ospitalieri. Putem să fim ospitalieri și putem să invităm pe cineva la noi acasă și dacă suntem puțin strâmtorați, ne vom aduce aminte cum frumos zicea fratele Ion Creangă, apoi dacă n-aveți ce mânca, veniți la noi să postim împreună. Accentul nu se pune pe n-avem ce mânca, se pune pe împreună. Aceasta este valoarea omului când știe să stea lângă celălalt. După care
Valoarea omului este cultura lui. Știți definiția culturii? Cultura generală este tot ceea ce am uitat, tot ceea ce mai știm după ce am uitat, tot ce am învățat la școală. Am învățat la școală geografie, fizică, chimie, fiecare s-a apropiat de un anumit segment, dar când ești colo pe Transfăgărășan, trebuie să știi că dacă treci munții, ajungi la Sibiu sau dacă te întorci, te întorci la Curtea de Argeș. Ai uitat de la școală, dar ceea ce ți-a rămas este cultura generală. Și asta este valoarea omului. Dar mai departe, astăzi am avut o mare, mare surpriză, ca după ce am cântat eu axionul și m-am străduit să fie bine, l-am cântat cu ochii închiși pentru că nu aveam cartea la îndemână și ca nu cumva să-mi distragă atenția, cine știe ce, să uit versurile. L-am cântat așa cu curaj pentru că am zis, bă, fraților, apropo, pe 24 septembrie fac 20 de ani de preoție și cum că vreo 2 jumate mulțumesc de diaconie înainte, zic, băi, să-mi fie rușine dacă nu pot să cânt măcar un axion, bă, de rost. Și mi-am adus aminte când am închis ochii de fratele nostru Cosma, Lazar Cosma, un mare cineast român de origine și francez după locul de muncă. Francezii numesc Cosma le cinema, ei fac întotdeauna francezii niște legături așa interesante. Cosma, cinematograful, ca să zic așa. Și spunea, eu să știți că nu am fost regizor de la început, eu am fost cântător cu scripca. Adică am făcut liceul de muzică, am luat câteva medalii și zice, la un concurs, zice, să vă spun de ce nu mai cânt cu vioara, la un concurs, în jurul de 10 madame, zice, la Ateneu Român, povestea era pentru români, nu ca să ne facă pe noi de râs la Paris, după ce am cântat și am executat și am crezut eu că am atins coarda sensibilă, pentru că la un moment dat mi-a venit să închid ochii și am închis ochii și am interpretat mai bine decât puteam eu să o fac cu ochii deschiși, m-au depunctat și m-au descalificat. Au zis că momentul în care cânți, n-ai voie să-ți iei privirea de la instrument ca nu cumva să periclitezi partitura. Zice, ete, eu fix pentru partitură veneam, nu veneam pentru oamenii aia care mă ascultau. Zice, și de atunci mi-am jurat că mă las de cariera asta. N-avea decât vreo 10 ani săracu și s-a lăsat și bine a făcut. Ei, de atunci am învățat și eu un lucru. Sunt unii prea profesioniști ca să te poată asculta și în fața lor nu trebuie să arunci mărgăritarele tale ca înaintea porcilor. Scurt pe doi. Dacă ați venit aici să ascultați un concert, mai bine vă duceați la operă. Aici n-ați venit să ascultați un concert. Că mai scârție eu, mai scârție vocea, mai sunt răgușit câteodată. Dacă nu ne acceptăm lucrurile acestea și dacă nu știm că noi n-am venit aici să facem un act cultural în primul rând, ci am venit să simțim mai mult decât să executăm, înseamnă că n-am făcut nimic. De aceea valoarea omului nu constă în execuție, ci în vibrație. Cum știi să vibrezi cu celălalt. Și spuneam că atunci când am închis ochii, am luat privirea după arcuș. Și după ce am terminat axionul, văd dintr-o prescură foarte frumos așezată, cu tricolor, făcută de sora Doina, trezită de dimineață, acum vreo 3 zile, și mi-a adus-o așa, exact ca pe Sfintele Moaște, și eu am pus-o exact ca în procesiune cu părinții pe Sfânta Masă, văd din ea rămăsese numai tricolorul. Fratele Sterică nu știa ce damblale avem noi, ca prescura aia să rămână pe masă. Nu e problemă. Dar de aici am învățat un lucru. Ce ar fi însemnat să o fi lăsat-o pe Sfânta Masă și ispita este foarte mare. Dacă se închid geamurile acestea, în 3 zile se face un condens care e posibil ca în contactul acesteia cu Sfânta Masă să se mucegăiască pe dedesubt. Și ce am făcut? O aruncăm duminica trecută? Nu. A ajuns unde trebuie.
Deși noi credeam că unde trebuie este pe Sfânta Masă, unde trebuie este exact în bucățelele de anafură. Aceasta este și valoarea omului. Imaginați-vă un agricultor foarte iscusit, un sămânțător care are decât 2 pumni de grâu. Atât i-a oferit anul trecut recolta. Are 2 posibilități. Una, să macine și să facă o pâine jumate, 2, sau în aceeași gamă să o țină în buzunar, dar are și altă posibilitate, să dea drumul la grâu pe câmp, dar nu oricând, numai toamna, să aibă răbdare, 9 luni de zile să nu zgârme acolo să vadă dacă s-a prins sau nu s-a prins, Dumnezeu face ce e în pământ, și după 9 luni de zile să știți că va avea cel puțin 5 saci, din acel punct. Eu odată chiar am fost ispitit să număr ce se întâmplă cu un bob de grâu. Și am luat așa după câmp, am numărat dintr-o singură rădăcină care înfrățise în timp de iarnă și care acum era sub formă de spice, erau 22 de spice. Pe fiecare spic erau câte 6 coloane a 23-25 de boabe. Vă imaginați? Dintr-un bob, apoi dintr-o mână zdravănă, e clar că putea să facă mult. Aceasta este valoarea omului. Ce ar însemna ca noi să ținem ascuns sub obroc tot ceea ce știm să facem și să nu dăm mai departe? Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Ne spune Mântuitorul foarte clar, cine voiește să-și salveze sufletul, îl va pierde, iar cel care îl va pierde pentru Evanghelie și pentru mine, acela îl va câștiga. Este bobul de grâu. Dacă vrei să-l ții, poți să-l pui și pe Sfânta Masă. Rămâne unul singur. Sfântul Apostol Pavel zice, dacă bobul de grâu nu cade în pământ și nu moare, nu va da roadă, ci va rămâne singur. Aceasta este ce ne învață Evanghelia despre sensul vieții și cum că suntem după înălțarea Sfintei Cruci. Adică suntem la umbra crucii, fraților. Nu suntem acum la 5 zile după cruce și mâine o să fie a 6-a zi, a 8-a zi și mâine se face odovania praznicului, adică se încheie sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Iubiți credincioși, valoarea omului este legată de ziua de astăzi. Cunosc foarte multe cazuri în care omul vrea să-și verifice valoarea, să vadă, ia să văd cine sunt eu. Și începe să se întoarcă și să spună celorlalți, știți că eu sunt generație cu cutare. A, da, în trecutul tău, în biografia ta, aceeași an de studii îl are, într-adevăr, cutare despre care a auzit lumea. Dar de tine nu este relevant lucrul acesta. Nu o să vedeți în niciun CV subliniat cu roșu și văzut bine de către ceilalți, într-un CV de-asta european, cu poză una alta, ce-ar fi să scrie acolo, eu sunt coleg cu prefectul de Vaslui. Vă rog frumos. Nu o să zică, hai să-l punem pe ăsta că e coleg cu... Nu. Nu. Valoarea noastră nu este din trecut. Valoarea noastră este din prezent. Pentru că acum este omul valoros. Și mă bucur tare mult că am aici oameni care au un trecut, cum era pe vremuri o exprimare, glorios. Dar gloria de acum, de a se bucura de trecut, este mai mare decât gloria însăși, cea trecută. Pentru că a ne vedea exact unde suntem, aceasta este valoarea omului. Mi-aduc aminte că atunci când am împlinit 42 de ani, mă aflam fix în fața dumneavoastră. Și vă spuneam că mi-aduc aminte, se făceau atunci 25 de ani de la plecarea mea la seminar. Acum se fac 33 de ani. Și cineva care este acum în fața dumneavoastră îmi spunea că l-am provocat cu această minunată intervenție pentru că l-am pus să se gândească unde era el acum 25 de ani și din toate calculele spunea da, acum 25 de ani aveam și eu vârsta pe care o am acum, 42 de ani.
A fost o provocare și pentru mine să aflu că eu la rândul meu provoc pe cineva, în sensul bun al cuvântului. Asta înseamnă valoarea omului. Și o să-mi aduc aminte întotdeauna de vârsta mea, că am provocat cu vârsta mea pe cineva care a fost pus pe gânduri. Iubiți credincioși, este foarte important să știm că valoarea noastră este acum și aici. Pentru că, la umbra crucii, dacă ne uităm prea mult în spate, nu avem decât să începem a ne văieta, a ne căina. Aoleu, ce facem? A trecut prea mult sau prea puțin? Chiar în entuziasmul pe care îl aveam la împlinirea vârstei de 50 de ani, pe care mi-a dat Dumnezeu până acum, fără să-mi dau seama că e posibil să jignesc pe cei de lângă mine, am spus că n-ar fi fost niciun mare lucru să împlinesc 50 de ani fără să vă dau vestea că o să fiu bunic. Mi-am asumat lucrul ăsta, bineînțeles că pornise în eter și n-am mai putut să mai scap nimic din această exprimare, dar eu am rămas același. Acum, într-adevăr, îmi dau seama că deja sunt bunic, îmi dau seama că această bucurie, dacă cei care mă cunosc știu că entuziasmul meu mă ferește de a mă gândi la consecințele unor vorbe de genul acesta, aruncă pe seama, și bine fac, pe seama unei sincerități. Și vreau așa să o luați. Pentru că valoarea mea de 2 săptămâni încoace nu mai este ceea ce fac eu acum, ci gândul că vine după mine nepoata mea, care încet, încet va duce mai departe amintirea despre mine, când nu voi mai fi. Este foarte important să ne aducem aminte ce ne-a zis năsputiosul ăsta, frate Emil Cioran. Știți că Sfântul Vasile cel Mare ne învață un lucru extraordinar, zice: trebuie să vă asemănați, fraților, cu albina siciliană, să luați nectarul din toate buruienile. Poate că vor fi cârcotași care să ia pe Cioran la întors pentru alte exprimări, dar eu vă spun ceva, ce am învățat de la fratele Emil. A spus: creștinul se naște muritor și moare nemuritor. M-am născut muritor și prin botez și prin ceea ce nădăjduiesc că este bine plăcut lui Dumnezeu, deja mor nemuritor. Și cum pot să simt lucrul acesta? Iată că vin nepoții care mi-asigură mie retragerea frumoasă către nemurire, pentru că nemurirea nu este așa un act pe care să îl negociem la tarabă. Nu, nu, este un lucru foarte, foarte punctual și neapărat așezat pe niște temelii, cum avem noi acum crucea. Noi acum nu puteam să vorbim despre lucrurile acestea dacă nu eram după cruce. După cruce este și un joc. Am văzut niște copii care se ascundeau. Dar știți ce ascunde un copil la 5-6 ani? Ascunde propria privire. Crede că dacă el nu-l vede pe celălalt, nici celălalt nu-l vede pe el. Și se dă așa. Pe la 2-3 ani, când îi faci copilului așa, pui mâna la ochi, bineînțeles că el se amuză tot. Pentru că el zice că nu-l mai vede. Sau nu te mai vede el pe tine. Și după aia iei mâna de la ochi și iar consideră că îl vezi și te vede. Noi suntem după cruce și deși suntem depășiți de vârsta copilăriei, încă mai credem că ne putem ascunde. Nu! Sfânta Cruce nu ascunde pe nimeni. Sfânta Cruce descoperă toată valoarea omului, așa cum am spus, cu bune și cu rele. Pentru că dacă nu suntem atenți, Sfânta Cruce, crezând noi că este un acoperiș asupra noastră, știți că ne mai și amăgim câteodată. Dacă vrei să spui unui om un lucru așa mai delicat și o spui pe lângă, poate să creadă că e chiar de bine. De exemplu, cineva a declarat consoartei lui un lucru extraordinar și a spus: draga mea, ești ca un nor. Vai de mine, s-a bucurat enorm. Adică, de exemplu, acum noi dacă am vedea un nor pe cer, s-ar mai răcori puțin și zice: da, îți adu răcoare. Zice: nu, după ce pleci mi se înseninează ziua. Totul este relativ, dar trebuie să știi cum să-i spui. Iubiților,
Cel mai important lucru pentru mine personal mi se pare că Dumnezeu ne-a rânduit întâlnirea de astăzi. După Sfânta Cruce va rămâne pentru mine personal un prilej de a mă aduce aminte de aniversarea a 20 de ani de preoție. Chiar cineva foarte, foarte supărat că în fiecare duminică și în fiecare zi eu am câte o aniversare. Acum, așa e viața mea făcută. La mine, peste 10 ani, dacă mă întrebați de 20 septembrie 2015, vă zic că am slujit la Eforie Nord, dar o să spun că o să-mi dea și lacrimi de atunci, că mă încarc cu ce am făcut aici. Acum, însă cu ceva ani în urmă, nu vă pot spune prea mult, eram la seminar și ani de zile mă străduiam să nu uit această zi. Vedeți ce înseamnă? Să nu uit această zi pentru că este ziua de naștere a mătușii mele. Tanti Adela, soția lui Nenea, împlinește azi o vârstă foarte, foarte frumoasă și să știți că în cei 5 ani de seminar n-am reușit niciodată. Odată m-am străduit și am nimerit cu o felicitare pe 21. Acum, asta cu nimeritul după este exact cum zice românul, ce ai nimerit ca țiganul vinerea la stână. Trecuse, gata. Altă dată când am nimerit fix ziua, n-am mai nimerit luna. Am crezut că e octombrie. Iar am căzut prost. Și vă spun că din toată viața mea, astăzi este prima zi de 20 septembrie, când pot să zic la mulți ani în direct. Și de aceea m-am gândit să fim împreună, ca nu cumva să uit de ce am venit. Este foarte important ca omul să-și aibă viața așezată pe elemente foarte stabile și fixe. Pentru mine Eforie în slujirea mea este un element fix. De aici, acum fix 20 de ani, că m-am dus ceva mai târziu la școală, că am primit scrisoarea de admitere mai târziu, pentru că părinții mei lucrând în învățământ și fiind membri de partid, noi am fost dezbătuți mai mult dacă să venim sau să nu venim, dar prin faptul că am completat corect cererea, adică am zis, da, părinții mei sunt membri de partid. Că i-am întrebat, eu ce completez la rubrica asta? Păi zice, aici e sabie cu două tăișuri. Îmi pare rău că părintele lui Valentin i-a spus de dimineață și trebuie să mai audă o dată. Și zice, cum adică? Păi zice, dacă scrieți acolo că sunt și chiar sunt, noi o să vă respingem dosarul. Dacă ziceți că nu sunt, dar sunt, după ce intrați, vă declarăm respins că ați mințit. Păi și ce să faci? Și cu vota e tăia capul. Și într-adevăr am completat acolo că sunt, că zic, mă, măcar încep o școală, nu stau toată ziua să mă uit în spate. Știi ce? Ca fugarul ăla care întotdeauna crede că imediat îl urmărește nu știu care. Nu. Și toată viața mea să mă urmărească aștia oricând poate să zică, bă, mă, ta ai mințit în 82. Nu. Și am scris acolo. A fost primul an când nu s-a mai luat în considerare acea rubrică, dar au luat în considerare după ce au văzut că intrase unul prin sita lor foarte deasă și a zis, ce facem cu ăsta, trebuie să-l dăm afară. Zice, nu, 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 îl dădeam afară înainte de examen, dar acum nu putem să-l dăm afară. Și de aceea am primit scrisoarea mai târziu și exact în ziua de astăzi se fac 33 de ani de când am plecat la seminar. Și îmi place că Dumnezeu a rânduit să mă întorc, să-mi încarc iar bateriile, să-mi aduc aminte cine sunt și să știu care este valoarea mea. Valoarea mea este aducerea aminte a lucrurilor frumoase și aducerea aminte cine sunt astăzi. Nu cu cine am fost coleg, că am și eu colegi erarhi și aș putea să scriu acolo în CV că am fost coleg cu arhiepiscopul de Buzău și așa mai departe, cu episcopul vicar de la Huși. Suntem 5 din generația noastră care au ajuns așa mari, dar eu sunt aici și acum pentru dumneavoastră. Și dacă ne vom aduce aminte peste ani de zile ce s-a întâmplat astăzi aici, s-a întâmplat ceva frumos. Și vreau să închei cu următorul lucru. Nici măcar nu știu unde sunt. Și exact acum înțeleg ce zicea frumos psalmistul. În biserica slavei tale stând, în cer a sta ni se pare. Unde sunt eu? La Sfântul Nicolae, că dacă mă uit după fețele fiilor mei duhovnicești, cam pe acolo sunt. Dar dacă mă uit la ziduri și la amintirea din mine, sunt la Eforie Nord. Niciodată nu voi ști unde sunt. Și așa este bine. Pentru că siguranța aceasta nu îmi va fi de folos, ci nesiguranța îmi va da bucuria de a ști că sunt sub privirea lui Dumnezeu în duminica de după
înălțarea Sfintei Cruci. Așa să ne ajute Dumnezeu.